Competiția Destinația Anului 2023 în România s-a desfășurat în perioada 20 martie-7 aprilie, iar câștigătorii au fost desemnați aseară în cadrul unui eveniment organizat la Palatul Culturii din Iași. Prezent la 4 categorii, județul Hunedoara a reușit din nou să fie în lumina reflectoarelor. Astfel că Țara Hațegului, destinație de ecoturism, a obținut locul întâi la categoria Comori Naturale, iar Castelul Corvinilor, Conacul Archia și Dinosaur World Transilvania au reușit să ocupe locul 2 la fiecare secțiune în parte. Locul 1, destinația anului, categoria Comori Naturale, destinația anului în regiunea Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, cu cel mai mare punctaj din această regiune, merge către dinozaurii pitici, Țara Hațegului. Felicitări! Țara Hațegului este așadar destinația anului 2023 la categoria Comori Naturale și așteptăm câteva cuvinte. Nu o să vă țin mult, cât am la dispoziție 2 ore. Mulțumesc mult pentru premiu, este un premiu care ne bucură, dar care ne și obligă. De acum va trebui, fie că suntem administratori de obiective turistice, unitate de management a destinației sau lucrători în domeniul Horeca, poate orice are legătură cu turismul, să demonstrăm că merităm acest premiu. Destinația noastră este destinație tânără, care se conturează în mod profesionist din 2015 încoace, bazat pe date, pe cercetări sociologice, pe strategii de marketing, strategii de dezvoltare și pe un parteneriat public-privat din ce în ce mai activ la nivel local. Ne mulțumesc tuturor celor care ne-au votat, ne mulțumesc partenerilor noștri din Țara Hațegului și Redezat și felicitări tuturor! Pe locul 2 avem din nou 2 ocupanți, Castelul Corvinilor Hunedoara, domnul la Iași, Castelul Corvinilor a obținut locul al doilea la categoria la care a participat, alături de Castelul Bran, fiind depășit de Palatul Culturii din Iași. Acest premiu, acest loc 2, vine ca o confirmare a eforturilor comune făcute de angajații Castelului, Primăria Hunedoara și, nu în ultimul rând, presa de a promova acest important monument al Transilvaniei și, de ce nu, al României și al sud-estului Europei, de a-l restaura și de a-l reda în circuitul expozițional într-o manieră cât se poate de adecvată. Bătălia a fost una destul de crâncenă, întrucât la vot au fost printre cele mai cunoscute și vizitate obiective din întreaga țară. Cu toate acestea, județul Hunedoara a demonstrat încă o dată că are un potențial turistic fenomenal, iar dacă este pus în valoare așa cum merită, are mari șanse de izbândă. Castelul Corvinilor a câștigat locul secund la categoria Atracții Cultural-Educative. Conacul Archia, același loc 2, dar la categoria Butic, iar Dinosaur World Transylvania a ocupat cea de-a doua treaptă a podiumului la categoria Parcuri de distracție și aventură. Felicitări tuturor câștigătorilor!